Partidul Național Moldovenesc. Ideea constituirii unui partid național democratic în Basarabia a apărut încă în perioada Revoluției Ruse din anii 1905-1907, dar, odată cu reinstaurarea reacțiunii țariste, ideea suferă eșec. Însă, după căderea monarhiei țariste la periferiile Imperiului Rus, iar aici am în vedere și Basarabia, popoarele subjugate declanșează mișcări de emancipare și eliberare națională, iar discuțiile despre denumirea și programul viitorului Partid Național de la Chișinău încep în a doua decadă a lunii martie a anului 1917, în cadrul redacției ziarului Cuvânt Moldovenesc. La 13 martie 1917, elita basarabeană convoacă o adunare la care participă 12 persoane, printre care Pantelimon Halipa, refugiații ardeleni Onisifor Ghibu și Romulus Cioflec, Nicolae Alexandrii, Paul Gore, Vasile Harea și alții. Pe 17 martie 1917, redacția ziarului Cuvânt Moldovenesc primește o scrisoare din Bolgrad, semnată de Ion Pelivan, Ștefan Ciobanu și Ion Văluță, militanți pentru drepturile naționale ale românilor moldoveni. Aceștia propun convocarea unei adunări, citez, a elementelor moldovenești care să constituie un comitet național și care să poarte grija tuturor nevoilor naționale ale neamului nostru din Basarabia. Am încheiat citatul. La 20 martie 1917, adunarea fruntașilor mișcării naționale adoptă proiectul de program al Partidului Național Moldovenesc. Pe 21 martie, la Odessa, Pan Halipa și Onisifor Ghibu îi prezintă acest program boierului Vasile Stroiescu, un mare filantrop cu viziuni democratice și naționale, căruia îi se propune să devină președinte al Partidului Național Moldovenesc. Vasile Stroiescu acceptă propunerea, menționând că se pune la dispoziția țării cu toată inima și cu toată averea, donând 10.000 de ruble pentru partid și un vagon de hârtie pentru editarea ziarului Cuvânt Moldovenesc. Între timp, Pan Halipa și Onisifor Ghibu au întâlniri cu studenții și militarii moldoveni din Odessa, care acceptă programul partidului și formează o celulă de partid cu scopul de a duce, citez, munca de explicație în rândurile soldaților. Am încheiat citatul. La 5 aprilie 1917 este adoptat programul partidului și este ales comitetul de conducere. În calitate de președinte este ales Vasile Stroiescu, Paul Gore și Vladimir Herța în calitate de vicepreședinți, iar Pan Halipa devine secretar general al formațiunii. Ceilalți membri fondatori sunt Onisifor Ghibu, arhimandritul Gurie Grosu, Ion Pelivan, Simeon Murafa, Vladimir Bogos, Valeriu Gafencu și alții. Programul Partidului Național Moldovenesc a fost publicat în ziarul Cuvânt Moldovenesc pe 9 aprilie 1917, iar scopul primordial al acestuia era dobândirea drepturilor cetățenești și naționale pentru moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru. În afară de obiectivele culturale, naționale și politice, formațiunea pleda și pentru autonomia administrativă, judecătorească, bisericească, școlară și economică a Basarabiei. Programul partidului mai prevedea constituirea unei diete provinciale, viitorul sfat al țării, înlocuirea limbii ruse și utilizarea limbii poporului, adică a limbii române, în administrație, în școală, biserică și armată. Se cerea ca moldovenii să nu fie duși la oaste în afara Basarabiei, să fie oprită colonizarea și să se dea pământ sătenilor plugari care n-au pământ deloc ori n-au suficient, iar moldovenilor de peste Nistru să li se asigure aceleași drepturi naționale pe tărâm cultural, bisericesc, politic și economic, pe care le vor avea în Basarabia locuitorii de alt neam. Ulterior, după câteva întâlniri cu țăranii și militarii moldoveni, partidul operează modificări în programul său la capitolul politicii agrare, preluând unele prevederi din programul socialiștilor revoluționari ruși. Partidul propunea ca viitorul sfat al țării să ofere pământ țăranilor doar în folosință, fără drept de proprietate asupra acestuia. Opiniile în privința reformei agrare erau însă divergente, iar radicalizarea politicii agrare a creat disensiuni la vârful partidului. Din această cauză, nobilii Paul Gore și Vladimir Herța demisionează de la conducerea partidului, iar președinte este ales Teofil Ioncu. Paralel, formațiunea reușește să creeze structuri în majoritatea județelor din Basarabia, iar una dintre cele mai mari organizații locale a fost cea din Bălți, condusă de Ioan Pelivan. La Partidul Național Moldovenesc au aderat și organizații ale militarilor moldoveni din afara Basarabiei, din orașele Odessa, Herson, Sevastopol, Novogheorghievsk și de pe frontul românesc,
iar prin sate aveau loc întruniri ale țăranilor care semnau scrisori de susținere a programului și de adeziune la partid. Tânăra formațiune politică, alături de ziarul Cuvânt Moldovenesc, a jucat un rol important în procesul de inițiere și consolidare a mișcării naționale din Basarabia, pregătind societatea pentru realizarea obiectivelor sale programatice și naționale. Reprezentanții acestei formațiuni au avut o contribuție majoră la constituirea și desfășurarea lucrărilor Sfatului Țării, la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, la desprinderea Basarabiei de Imperiul Rus și la unirea ei cu România.